Frați și surori, permiteți-mi în câteva gânduri să vorbesc puțin despre lucrarea de misiune, misiunea Speranța, după care vrem să prezentăm câteva imagini video și, după cum știți, Dumnezeu ne-a făcut această chemare să slujim Domnului prin, în mod special, prin cântare. Ne-a dat Domnul acest har să înregistrăm, să compunem cântări, probabil că peste 1000 de cântări am înregistrat în anii aceștia care au trecut. Chiar avem la ieșire un ultimul CD, Speranța, volumul 40. Am adus cu noi și toată muzica noastră, am pus-o pe un USB stick. Aici veți găsi probabil 900 și ceva de cântări, Speranța, Speranța și Prietenii, Gabriel Gorcea și Prietenii, cântări vechi, și de asemenea avem și un stick cu cântări pentru copii la ieșire. Și în timp de pandemie și înainte, vreo 6 ani de zile, am lucrat la această carte de cântări. Este cea mai mare carte de cântări din lume, care conține peste 10.000 de cântări. Am luat toate cântările vechi pe care le-am știut, le-am pus în această carte. Am luat cam toate cântările care au fost cântate din 90 încoace și sper și cred că va fi o carte benefică, în mod special pentru cei care vă adunați la seară, la părtășie, sau pentru cei care iubiți cântarea și vreți să aveți această carte, o veți găsi la ieșire. Pentru noi, misiunea Speranța se împlinesc 30 de ani de zile de când am pornit pe acest drum și în această seară aș vrea să aduc așa o mărturie de anii dinainte, de când am, sau cum, sau ce a fost ceea ce ne-a motivat pe noi să pornim pe acest drum. Și mă bucur că am auzit în această seară că este un grup care pleacă în misiune în Mexic și mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze. Să vă încurajați, în mod special tinerii, să meargă pe drumul acesta, pentru că eu lucrez ca și instalator de gresie și faianță și vreau să spun că la rând să primim câte un job, stă mulți, coada e mare și ne înghesuim unii alții și multe alte lucruri unde coada este foarte mare și lungă, dar spunea Domnul, este mare și secerișul și puțin sunt lucrătorii. De aceea să nu vă fie greu și totdeauna să îndemnați pe copiii dumneavoastră și pe toți să îl slujească pe Domnul și să spună oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Privind la trecutul nostru, n-am fi avut nicio șansă de reușită, pentru că cea mai mare parte din viață am crescut-o la țară, în Maramureș, în localitatea Olmeni. Era o bisericuță mică, fratele Nelu Hășmășan știe, biserica ne-a vizitat foarte des acolo cu tinerii. La noi nu se cânta cu niciun instrument, ei erau grupul din Baia Mare care veneau din când în când și cântau cu instrumente. Am crescut într-o familie de 10 copii, 7 băieți, 3 fete. Părinții noștri nu au avut să ne ofere așa o educație. În ceea ce privește muzica, atâta știam că dacă e, ca să fii bun cântăresc trebuie să cânti foarte tare, tare. Așa, cel care striga cel mai tare în biserica era el cel mai bun cântăreț. Și așa făceam și noi de mici. Și când am fost oarecum pe clasa 7, am luat prima dată un acordeon în mână și cu un deget, cu două degete am cântat și comparat cu ce a fost și cu ce facem acum, nu ar fi fost nici, n-am avut nicio șansă de reușită. Dar aș vrea să vă spun în mod special cum Dumnezeu ne-a vorbit despre această lucrare pe care o facem acum. De pe la vârsta de 12 ani, Dumnezeu a început să-mi vorbească și mie și Marius prin Duhul Sfânt, prin proroci, prin prorocii că are o lucrare mare de făcut cu noi și să ne pregătim. Eram copii, nu puteam să pricepem prea mult, atâta știam că ne-a vorbit Dumnezeu, că vrea să facă o lucrare, nu puteam nici să visăm ceea ce va fi sau cum va fi. Doar ne gândeam la aceste lucruri și din când în când Dumnezeu ne vorbea în această direcție. Vă spuneam, am crescut mai mari puțin și am luat acel acordeon în brațe și am început să cânt cu el. Undeva aveam vreo 14 ani, 15-16 avea Marius și am făcut un turneu prin România, prin mai multe biserici, vizitând mai multe biserici și în fiecare biserică Dumnezeu ne spunea că să ne pregătim, că vrea să facă cu noi o lucrare mare. Ca și tineri, văzând că în fiecare loc Dumnezeu ne vorbește același lucru, am zis precis că Dumnezeu va face cu noi o minune. Așa gândeam atunci când eram copii, ne rugăm pentru un slăbănoc, pentru un orb și Domnul vindecă. Și în fiecare localitate se întâmpla același lucru, ne vorbea Dumnezeu prin alți oameni, în orașe diferite, în biserici diferite, dar ne vorbea în acea direcție să ne pregătim că vrea să facă cu noi o lucrare mare. Și acum era ultima evangelizare, era ultima biserică, de fapt, pe care am vizitat-o și am zis, aici se întâmplă minunea. Și așteptam acum să vedem ce se va întâmpla. Dar din nou Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a vorbit în felul următor. Am spus, spunea Dumnezeu, am spus că vreau să fac cu voi o lucrare mare,
Dar această lucrare se va începe pe un pământ străin. Noi, ca și tineri, totdeauna încercam, cum era, știți, prorociile, să le spiritualizăm, să vedem ce vrea Dumnezeu să vorbească. Și ne-am uitat, eram cu Marius undeva în curtea bisericii și încercam să ne gândim, oare ce vrea Dumnezeu să spună despre pământ. Și ne-am dat seama că în Biblie vorbește despre inima omului și am zis, cum o inimă străină? N-am înțeles, n-am știut că Dumnezeu vorbește sau vorbea literal. Au trecut câțiva ani de zile și continua Dumnezeu să ne vorbească și acum eram în vara anului 90, undeva eram în Hunedoara, eram cu un grup mai mare, un grup din Cluj, mai multe fete, mai mulți băieți, era un frate mai în vârstă cu noi, eram la biserică în Hunedoara, ne-am dus acolo, ne-am anunțat tinerii din Cluj, ne-au pus să cântăm câteva cântări și la final așteptam cineva să ne cheme la masă și foarte interesant, de obicei ne chemau la masă, dar de data aceea nu ne-a chemat nimeni la masă, pe fete le-a chemat, dar noi băieții am rămas acolo în fața bisericii. Și așa cum a văd când a ieșit ultimul frate și a închis ușa și a plecat pe poarta afară. Dar acolo a fost o bătrânică care a stat lângă un gard. N-am băgat-o în seamă atunci, după aceea am băgat-o în seamă, a zis, auzi, zice, văd că nu vă chema nimeni la masă, haideți la mine acasă, în apartament, n-am ce să vă dau de mâncare, dau o prăjiturică-ți mânca și apoi îți pleca mai departe. Cum eram eu mai tânăr atunci, aveam 18 ani, eram în creștere, abia așteptam să mănânc ceva și am zis, slăvit să fie Domnul și o prăjitură e bună. Ne-am dus la acea soră, câți eram acolo, 7-8 băieți, ne-am dus cu fratele care era mai în vârstă cu noi și când am intrat la ea, avea o garsonieră, un apartament mic, a zis, serviți de aici o prăjitură. Era o cutie foarte uzată și înăuntru când m-am uitat erau niște bilețele și aceia erau prăjiturile, erau un bilet, pe bilet era câte un verset din Biblie scris, l-am citit și l-am mâncat, am dat slavă Domnului, era o prăjitură de asta spirituală, nu ne-am săturat trupește, dar ne-am rugat și din nou Dumnezeu a vorbit din acea soră și de data aceasta Dumnezeu a vorbit diferit. Și Dumnezeu a vorbit în felul următor, spunea, ascultați tinerilor, iar mai mulți acolo tineri, așa cum am spus, vreau să vă trimit, am să vă trimit peste mărțări și oceane și am să încep cu voi o lucrare care se va răsfrânge pe întreg pământul. Ne-am ridicat de pe genunchi, fratele Almășan, care era un frate mai în vârstă, mai curajos, a zis, soră, dar cui a fost lucrarea asta? Și sora a zis, la băieții ăștia doi, la Marius și la mine. Și a zis, soră, mata, știi că copiii ăștia au acte pentru Canada, pentru că părinții noștri erau în Canada, dar nu știa nimeni despre noi, pentru că noi ne-am prezentat în Hunedoara ca fiind tineri din Cluj. Și a zis, eu nu știu, dar așa mi-a arătat Domnul că îi trimite peste mărțări și oceane și de acolo pornește o lucrare care se va răsfrânge pe întreg pământul. Când am ajuns acasă în Ulmeni, în poștă am găsit câteva plicuri, erau portocalii și când le-am deschis, de fapt acolo era viza pentru Canada. Și am venit înspre Canada cu acest gând că Dumnezeu ne cheamă la o lucrare. Nu știam ce va fi, cum va fi, dar am învățat un secret și vreau să vi spun și vouă, probabil știți sau nu știți, am învățat un secret și am știut totdeauna și ne-am rugat și am zis, Domnul vrea ca noi să slujim pe El cu ceea ce El ne-a dat. Dacă, indiferent de împrejurare, indiferent de stare, indiferent de bani sau așa, Domnul ne cheamă să slujim cu toată pasiunea și dacă vom fi credincioși în lucrurile mărunte, la vremea potrivită Dumnezeu ne va dărui alte lucrări. Au trecut câțiva ani de zile, v-am vizitat și pe dumneavoastră cei care ați fost pe cele vremuri prin 91-92, veneam la acea biserică la Mexican, cum spuneați dumneavoastră, acolo veneam de obicei de sărbători, că atunci aveam concedii la fabrică unde munceam și apoi am zis, vrem să ne reîntoarcem în România, am avut pe inimă să trimitem un container cu ajutoare, am umblat după haine și pe la Chicago și prin alte biserici, le-am strâns, am vorbit înainte cu biserica să ne ajute să plătească acel container, biserica nu putea să-l plătească pentru că atunci veneau foarte mulți români, fie că aveau deja actele depuse la ambasadă în România și așteptau să emigreze, alții erau prin Austria, prin Europa și veneau și în fiecare weekend veneau români și era și recesiune pe atunci, prin 90-92, nu prea se găsea de muncă. Dar ce am zis eu cu Marius, am zis, hai să facem ceva, hai să punem câteva cântări împreună, să le punem pe o casetă și să vindem această casetă. Și Marius a compus 9 cântări, a pus melodie, l-am ajutat la melodie, eu am făcut instrumentalul, am pus, n-am știut dacă o să sune bine, dacă o să fie bine, dacă o să le placă la frați, dar am zis, hai să punem numele la caseta asta. Am zis, cum să punem numele? Să punem frații Gorcea, prea arată înspre noi, hai să punem numele de Speranța. Și așa s-a înființat grupul Speranța, a mers și mi-aduc mi-aduc aminte când am mers la Chicago acolo, frații ne-au cumpărat toate casetele și exact banii care aveam nevoie pentru container,
i-am avut, am plătit containerul și l-am trimis cu multe luni de zile înainte, dar foarte interesant, noi vineri am plecat înspre România și vineri cu câteva ore înainte să plecăm spre România primesc un telefon, am ridicat eu chiar telefonul și ne-a sunat că sunt de la Vama din Constanța și containerul a ajuns și luni trebuie să ridicăm de acolo. Am ajuns sâmbătă în România, luni am fost la Constanța, dar ce-am făcut? Am dus cu noi instrumentele și am zis vom distribui aceste ajutoare, dar vrem să spunem oamenilor prin cântare și prin mesaj despre dragostea Lui și unde vom merge prin orașe, prin localități, vrem să facem lucrul acesta. Mi-aduc aminte de două întâmplări, una când am, cred că prima evanghelizare sau prima ieșire a noastră în public a fost în Iași. Și ne-am dus la o doamnă acolo, un centru, să ne dea curent. Înainte am vorbit cu frații și toți frații, cu excepția unui frate, toți au spus că nu se poate în Iași, nu se poate, că nu știm ce zonă, că acolo este o zonă foarte grea, că acolo e Paraschiva. Eu am zis, bă, ce primăreț să rea Paraschiva, eu nu i-am făcut nimic, că n-are ce să facă Paraschiva. Am zis, noi cântăm acolo, lăudăm pe Domnul. Și ne-am dus acolo în centru și acum văd este cum a venit o femeie, a trecut prin fața noastră, s-a oprit undeva în partea aia și a revenit în față și că i-a urmat câteva zeci de persoane și i-am văzut cu lacrimi în ochi, cum au ascultat cântările, cum au ascultat mesajul, au venit la final câteva femei, o femeie ne-a dat un buchet de flori, a zis este pentru voi, alta mi-a dat o ciocolată, a zis că pot să o mănânc, că e sfințită, că e de la popa și o sfințit-o, a mâncat-o numele Domnului. Apoi am plecat de acolo la Vaslui, în timp ce cântam, am văzut pe un om care era mai mic de statură și se împletice așa când mergea, era beat, a venit la noi și a zis să oprim acolo ce facem, dar l-am întrebat, am zis, dar cine sunteți dumneavoastră? Dar ce, nu știți cine sunt eu? În spate cineva spunea, zice, el e șeful poliției. Când am văzut care este problema, am zis, el a plecat de acolo, a zis, lasă că vine înapoi și acolo undeva în stânga noastră stătea un domn. Era de la miliție și el avea foarte mulți epoleți pe umăr, undeva sunt niște salci, stătea și asculta. A văzut și el toată scena, a zis, știi ce, n-are ce să vă facă, dar ca să nu aveți probleme mai mari, mai bine strângeți aparatura și vă duceți. Am încercat să strângem aparatura, între timp a venit el cu câțiva polițai, a zis, pe ăsta, ei și duceți la poliție. Ne-am strâns aparatura, dar între timp femeile au strigat, femeile au fost mai multe, au strigat gura mare pe el și poliția a plecat, șeful poliției și au rămas ceilalți să ne aresteze, să ne ducă la poliție. Dar a venit acel care avea mulți epoleți așa pe umăr, nu știam ce grad avea, acum era în altă parte, undeva lângă un magazin, se privea de acolo, dar a venit la noi și a zis, știi ce, n-are ce să vă facă, dar când vă spune să-i urmați, spune că nu-i urmați, și că sunteți liberi și dacă întreabă de ce, arătați cu mâna înspre mine. Și așa am făcut, ne-am strâns aparatura, ne-au înconjurat miliția, când așa ziceam noi atunci, miliția, nu eram obișnuit cu termenul de poliție, miliția ne-a înconjurat, a zis, vă rog să veniți după noi, am zis, ne pare foarte rău, nu mergem cu dumneavoastră. Și e foarte mirați, dar de ce? Păi domnul de acolo a zis că să nu mergem după dumneavoastră și ei s-au uitat înspre el și el cu voce autoritară a spus, sunt liber să plece și ne-au dat drumul. A fost câteva săptămâni de zile în care am văzut cum Dumnezeu a fost cel care a atins inima, am văzut și diavolul care nu i-a plăcut, dar au fost două lucruri pe care le auzeam totdeauna în urechile noastre când oamenii ne întrebau când, unde mai pot să aud asemenea cântări și ne spuneau că niciodată în viața lor n-au auzit asemenea cântări. Acum eram pe avion, mai aveam în drum spre Canada, eram undeva, mai aveam vreo două ore până să aterizăm, stăteam în partea dreaptă a avionului și dintr-o dată Marius îmi spune, zice, Gabi, ți-aduci tu aminte de ceea ce ne-a vorbit nouă Dumnezeu când eram copii? Și acolo, în câteva minute, Dumnezeu a dat acel văl la o parte și ne-am adus aminte cum de copii mici ne vorbea Dumnezeu că are o lucrare mare de făcut cu noi, cum în acel turneu Dumnezeu ne-a vorbit în fiecare loc și credeam că va face Dumnezeu o minune, dar la final a spus că această lucrare se va începe pe un pământ străin. Cum acea bătrânică acolo din Hunedoara, prin Dumnezeu a vorbit prin ea că ne trimite peste mări, sări și oceane și va începe o lucrare cu noi care se va răsfrânge pe întreg pământul și acolo în avion ne-am decis că de azi înainte îl vom sluji pe Dumnezeu și vom merge pe direcția aceasta. Deși ca și tineri nu a fost ușor la vârsta de 20 de ani, 21 de ani să pornești pe acest drum, dar am pornit prin credință, de atunci am văzut mâna lui Dumnezeu, deși, cum vă spuneam, am trecut prin multe încercări, mi-aduc aminte că ne-am pregătit, ne-am cumpărat o mașină,
Eram în aeroport să plecăm spre România pentru timp de 6 luni de zile. Aveam doar 300 de dolari în buzunar. Ăstea erau toți banii care aveam. Și mai aveam ceva bani de la săraci pe care le-am primit de la biserici pe care le-am vizitat. Și ne-am dus în Amsterdam, am luat mașina, am venit cu ea înspre România și la graniță cu Ungaria, maghiarii ne-au oprit și au spus că mașina de acolo nu pleacă decât remorcată, că li se pare lor că mașina nu este în regulă. Ne-am cumpărat mașina de la un frate din Detroit, am spus celor de acolo de la vamă că cei din Amsterdam ne-au dat mașina pentru că a fost cu acte în regulă. N-au vrut să ne ia, să ne lase de acolo, ci efectiv au sigilat roțile și nici n-au mai vrut să vorbească cu noi. Am stat cred că vreo 12 ore în vamă fără să vrea să vorbească cu noi. Și cel care avea business-ul de tractat mașini a venit și ne-a spus, scria pe mașină cum era cu praf, 1700 de mărci. Ne-am speriat pentru că n-aveam acești bani și am zis, Doamne, dar de ce vrei Tu să ne iei banii pe care noi nu-i avem? Și am tot negociat cu el până ultima dată, a zis 700 de mărci, ăsta este ultimul preț. Am mers în mașină eu și Marius și ne-am rugat și am zis, Doamne, nu știm de ce Tu ne iei banii pe care noi nu-i avem, dar vreau să ne îngădui să ne împrumutăm de la săraci și îți promitem că și cu prima ocazie vom pune banii aceștia înapoi. Așa am făcut, i-am spus șoferului că poate să ducă mașina, a tractat mașina până la vamă cu România și când s-o lase jos a zis, eu nu o las, voi trebuie neapărat să vorbiți cu vame și români și dacă ei spun că e ok, atunci am să vă las mașina. Am mers pe jos printre vame, am trecut vama la român și când mai aveam câțiva metri să ajung unde era ghișeu, unde erau cei de la vamă, în stânga mea cineva clansona insistent. Prima dată nu am întors capul, dar auzind că clansonează insistent, am întors capul și undeva la câteva rânduri de mașini cineva mă strigă pe nume și îmi spune, Gabi, hai până aici. Stătea în locul pasagerului pe scaunul din față. Și m-am dus la el și zice, slăvit să fie Domnul, ce mă bucur că te întâlnesc, că altfel, zice, trebuia să vă caut prin toată România și cum erau acele vremuri, nu erau telefoane mobile și a zis, uite aici, cineva mi-a dat un plic pentru voi să-l folosiți unde aveți nevoie de el. Aia am mulțumit, am băgat plicul în buzunar și am plecat, am vorbit cu vameșul, m-am întors înspre vama maghiară și m-am uitat așa în spate, să văd dacă cumva se mai văd mașinile și mă gândeam probabil unde a fost fratele care mi-a dat bani și am zis nu cumva să mă vadă că deschid plicul și când mi-am dat seama că nu mă mai vede fratele, am deschis plicul și când m-am uitat înăuntru erau 700 de mărci. Erau exact banii care aveam noi nevoie și atunci am înțeles un lucru de la Dumnezeu, este că lucrarea este la Dumnezeu și noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu și este Cel care va purta de grijă. Slăvit să fie Domnul! De atunci au trecut ani minunați, ani binecuvântați, chiar dacă în viața noastră au trecut necazuri și aș vrea să aduc aminte și lucrul acesta. Domnul a chemat acasă pe Marius cu mai mulți ani de zile, aproape 20 de ani de zile de când Domnul l-a chemat acasă și mi-aduc aminte ultima conversație care am avut-o cu el a fost cu o zi înainte ca să treacă la Domnul. Noi am locuit în Canada, cei care ne știți, el s-a căsătorit, s-a mutat în Australia. Și m-a sunat și a zis, Gabi, lucrarea la care Domnul m-a chemat în Australia s-a încheiat. Mă voi muta. Și atunci am zis, am fost foarte bucuros și am zis, dar vii în Canada? Mi-a zis, nu în Canada. S-a zis, da unde? Da, în România te muți? Mi-a zis, nici în România. Și atunci în mintea mea am zis, cineva probabil din America l-a chemat la undeva, într-o biserică să slujească. Și am zis, da te muți în Canada, în America? Și mi-a zis, nici în America. Și am zis, da unde te muți? Și mi-a zis, atâta pot să spun că lucrarea la care Domnul m-a chemat în Australia s-a încheiat și aștept să văd planul lui Dumnezeu cu privire la mine. A trecut doar o singură zi și am auzit această veste și mi-am dat seama că pentru fiecare din noi Dumnezeu a îngăduit un timp pe acest pământ și Dumnezeu ne cheamă să slujim pe El cu toată inima și nu e important cât trăim pe acest pământ, ci mult mai important cum trăim pe acest pământ. Am continuat să slujim pe Dumnezeu și în fiecare an și anul trecut și anul acesta am văzut cum zeci și sute de oameni au venit să-și predea viața Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Chiar zile trecute, așa din întâmplare ne-am întâlnit cu o doamnă, cu o soră și când am dat față în față aici în Atlanta, a fost foarte bucuroasă și spunea că în urmă cu mai mulți ani de zile, când ea era tânără, nu-L cunoștea pe Dumnezeu, a primit câteva casete. Și spunea, erau casete cu speranța, dar spunea că avea și probleme, vrea să se sinucidă. Dar Dumnezeu a vorbit prin aceste casete, prin aceste cântări, a căutat o biserică în Reșița și acolo l-a primit pe Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Domnul ne-a chemat și în alte țări,
m-am întors din Uganda, acolo unde am fost pentru prima dată, împreună cu fratele Cornel Bârsan, care Domnul l-a chemat acasă. Am întâlnit o mână de oameni, nu era nicio biserică acolo, dar am văzut pe acei oameni pasionați că au nevoie de Iisus. M-am dus a doua oară, am dormit vreo 5 nopți pe pământ acolo și am văzut cum Dumnezeu este Cel care lucrează și în anii care au trecut, sute și sute de persoane l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor. Anul acesta deja avem câteva zeci, 50 și ceva de persoane care vor să încheie un legământ cu Domnul prin botezul în apă. Slăvit să fie Domnul! Vă invităm să vă rugați pentru noi, vom pleca spre România, ceea ce veți vedea, timpul a zburat, ceea ce veți vedea sunt imagini din Uganda și dăm slavă Domnului pentru tot ceea ce El a făcut. Lăudați să fie Domnul! Amin! Salutăm cu har, pace și binecuvântare. În 23 ianuarie 2022, în Uganda, în Rubuguri, acolo unde Misiunea Speranța a început o lucrare de misiune, prin harul Domnului am avut un botez unde 232 de persoane au încheiat un legământ cu Domnul. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El. În anii care au trecut am văzut cum Dumnezeu a schimbat sute de vieți, cum a schimbat comunități și anul acesta am putut să vedem că Dumnezeu este Cel care atinge oamenii. Îl binecuvântăm și slăvim pe Cel care dă viață și pe Cel care dă mântuire. La acest eveniment, aproape 2000 de oameni prezenți la această bucurie, de asemenea oficialități din localitate și nu numai, de asemenea bucuria noastră a fost că împreună cu cei care s-au întors la Domnul și cu frații surorile care au slujit acolo, a fost o echipă din România care au ajutat la această lucrare, cu frați slujitori din America, din România, din Europa, din Canada, și împreună am slăvit și am binecuvântat pe Domnul pentru tot ceea ce face. Glorie Domnului Iisus Hristos! De asemenea, la acest botez, pentru fiecare persoană care a spus un da lui Iisus Hristos, pentru cei care s-au decis să-L urmeze pe Domnul, le-am oferit o Biblie, le-am oferit o haină de botez și le-am oferit o haină cu care să poată să meargă la biserică. Am avut harul să ascult mărturiile oamenilor înainte de botez, cu săptămâni de zile înainte, și pe fiecare am putut să îi aud și să văd chiar pe fețele lor bucuria, cum Dumnezeu a fost Cel care le-a schimbat viața, cum odinioară trăiau în păcat departe de Dumnezeu, în păcate grele mai mari sau mai mici, dar oameni fără speranță, dar când l-au primit pe Iisus Hristos, toți au mărturisit cum de azi înainte, cum din ziua în care l-au primit pe Iisus Hristos, sunt oameni plini de pace și de bucurie și vor să facă și acest pas în mod public să-și exprime credința lor în Iisus Hristos. Capăt de lume, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, comunitatea română, prin dumneavoastră și prin toți cei care s-au implicat să ducem cuvântul lui Dumnezeu. Este atât de frumos să vezi vieți schimbate, vieți transformate de Dumnezeu, deși în anii care au trecut am văzut de asemenea mâna lui Dumnezeu, totodată am avut multe încercări și multe provocări, dar în toate am putut să vedem brațul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! Close to Uganda people, huh? Good. See? I-am întrebat dacă-s gata, o să așteaptă copiii. Uitați ce fain, vin copiii. Se spală pe mâine. Da, fiecare copil se spală pe mâine, da? Și mai departe. Uitați aici. Vin, frumos. Mă duc eu mai repede spre ei, ca să nu vă țin mult atenți. Ce să
Can you tell me a little bit? Hello, Faith. Hello, how are you? Good. Yes. Can you tell me a little bit about the project again? This project is helping the community to feed the children. Many parents, they doesn't have good food at home, but when the children comes here, they receive delicious food. Just a moment. Here is the pastor, Pastor Charles. Good to see you. Very happy. Can you continue, please? This project, it is supporting the community to give them food, especially as we said, the meat is too expensive. And usually they eat what meat when? On Christmas day, huh? Yeah, on Christmas time when they have some crabs to keep the money, later they buy like the cow, which they are combined like 20 people. Then they can have food. But here, we are blessed. They are getting food every Saturday. So, especially meat. Every Saturday is a... We do prepare for them meat. No, every Saturday is a Christmas... Yeah, for meat. It's a Christmas day for children. Every Saturday is a Christmas day, huh? Yeah, yeah. Good. Yeah. Okay, very happy to see you. And we're happy that these kids, every Saturday, they're going to eat meat. Yes? Yes. You happy? Yes. Look, and the line is up to there, and we're gonna go to serve. Tell them the Muzungu, we're gonna give them food. Romi, ce faci, Romi? Bine, cât să ne tu, Romi? 11 ani? Și la ce îți place să mănânci? Sarmale? Dar la român ce le place să mânce? Carne. Dar auzi, spune-mi, cât îi face 2 plus 2? 2 plus 2, 4. 4 face? Da. Foarte bine. Și ce oraș știi tu din România? Știi ceva oraș din România? Nu. Nu? Nu cunoști? Nu. Localitate așa? Nu știi, ha? Nu știu. Romii știe românește foarte bine, știi? Cât tu înțelegi românește? Da. Da. Bun, ia să întreb eu pe tine, în ce să face mămăliga, în ce să pune mămăliga? O pui în ce, când o mănânci, de unde o mănânci? Din farfurie. Da. Și când, înainte din farfurie, să o pui unde stă, în ce stă mămăliga? În lighea asta? Da. În ceaua. Da. E bun? E bun, mulțumesc. What food you like? E vanca. Vanca? Yes. And Romanian food, ce altă mâncare îți place? What food? Vanca. Vanca? Mulțumesc pentru vanca. Ok. Do you know any other food in Romanian? I like orez, okay. Matoke, cu caritof. Like that, and fasole. Da, are mamalica de fasole. Mamalica de fasole? Da, butea mare. Da, cum vine cu mamalica de fasole? Este mare secerișul, puțini sunt lucrătorii, dar cu atâți oameni care suntem în această lucrare, mulțumim Domnului că Domnul ne-a dat acest har să-L mărturisim pe El la capăt de lume. Aș vrea să vă invit în continuare să fiți alături de noi. Aș vrea în primul rând să vă motivez să continuați să vă rugați pentru noi. Rugăciunea este foarte importantă și deseori când mi-a fost mai greu, am simțit mâna lui Dumnezeu, am simțit prezența lui Dumnezeu și am simțit că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Vă puteți implica financiar, așa cum ați făcut-o până în prezent unii, probabil și alții veți continua să faceți. Vrem să le ducem mai departe cuvântul Dumnezeu, vrem să construim biserici în acea zonă și cât mai mulți oameni să cunoască pe Iisus Hristos. Ne implicăm și multe alte proiecte pe care le-am început acolo prin harul Domnului. Avem un orfelinat, avem o școală, avem o clinică, avem un spital care este în construcție, este o biserică și multe alte proiecte în care copiii sunt ajutați, mii de copii sunt hrăniți și probabil cei care ne urmăriți mai des știți despre aceste proiecte. Dăm slavă Domnului că acolo, la capăt de lume, Dumnezeu a lăsat o portiță deschisă și oamenii îl primesc pe Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze!